La începutul meciului disputat între CSM Dunărea Galați și Steaua a plouat cu ursuleți de pluș. Fanii echipei de la Dunăre au venit la meci cu ursuleți de pluș pe care i-au aruncat pe gheață. Toate jucăriile strânse în cadrul meciului se vor transforma într-un cadou de Crăciun pentru copiii din centrele de plasament. Foarte bucuros, e o colaborare excelentă pe care Clubul Dunărea, împreună cu noi, am reușit să o facem astăzi. Este important pentru copiii noștri să primească daruri și foarte important tot pentru copiii noștri să dăruiască daruri. Văd că această inițiativă a sensibilizat și o mare parte din locuitorii Galațiului, care au venit astăzi cu foarte multe daruri aici, cu jucării, cu dulciuri, cu fructe și e ceva foarte frumos și foarte important pentru noi. Astăzi au venit 30 de copii din 4 case de tip familial. Au venit, sunt foarte entuziasmați că au văzut acest patinoar pentru prima dată în viața lor, marea lor parte. Și sunt convins că deja mi-au spus unele din fetițe vor să facă patinaj artistic, băieții sunt sigur că vor veni și se vor înscrie la hockey. Mă simt foarte fericită că am reușit și noi să facem acest lucru, că am mai văzut și pe la televizor și pe internet că și în alte țări s-au făcut și s-au strâns multe și s-au bucurat mulți copii. Și mă bucur că și noi am reușit să facem acest lucru. Mă simt foarte bine, de-abia aștept și aștept să văd cine câștigă. Foarte frumos, n-am mai fost niciodată, dar e foarte frumos, chiar îmi place. Păi, deocamdată, nu știu, o să fac niște repetiții și poate o să mă dau la patinaj. Mama a zis că vrea să mă dea la pictură, dar eu m-am gândit că e frumos și la patinaj. La finalul meciului, CSM Dunărea Galați a fost învinsă de Steaua cu scorul final de 2-4.